Ia să vezi acum ce e. Ia mă, dar ce putere să fac eu. Chiar sunt curios, o să vă văd ce faci tu. Dar îi zice că îl face el pe ăsta, singur. A, dar ai început, ai început nasol. Da, e... De acolo, de acolo. Ei. Da, aici trebuie să-ți faci deja așa, dar aici trebuie cu emus. Hai pe partea asta să dăm din față de aici, asta, că l-am slăbit eu. Uite, mai e spate șuruburile de-a două. Ha, ia să vedem ce e aici. Darius, crezi că poți să-l mai faci? Ai zis că-l faci tu singur, hai. E, uite, ai niște fire arse acolo, slipiti. Îi fac instalații acum nouă. Îi faci instalații nouă? Da. Hai, dar nu cu bormașină. Nu cu bormașină. Și ăsta aici? Ce? Ăla e claxon. Da. Au fost topite, băi. Astea 3 de aici, 4. Tăiate astea. Ce că nu are scântei. Cum să ai scântei, frate? Au făcut scurt aici. Cred că astea vin de la contact. Și el a făcut scurt. Da. Hai să demontăm. Nu dau lea când am pus la ușă. Să avem loc. Eu pot să... Ce să avem noi aici? Ce avem noi aici? Ce avem noi aici, băi băiatule? Asta vine oare, cred că, de la contact. Aici a rămas blocat. A rămas pe contact. Și-au luat firele sau încins, iau-te. Vezi? Da. Și el a vrut să facă aici un oci. A vrut cineva să facă aici oci. A unit firele, le-a unit rău. Da? Hai să vedem unde are 12 volți. De ce n-am văzut eu? Hai să punem baterii, băi. Avem pentru ATV-ul ăla al Matei, am cumpărat și aparat de măsură, cu toate cum trebuia. Avem baterii de 12V, avem bateria de la Matez, avem baterii nou aici, pentru că la ATV-ul ăla de asta nu am dat baterii, pentru că cu cât l-am vândut 4000. Cât an am eu tonul ăla? Darius. Eu știu. Și ce-am mai văzut eu? Cablul de accelerație. Ia uite-l cum e Darius. Vezi? De aici. Ia uite, culisează, dar la carburator nimic. Vezi? Și pentru asta avem noi 2-3 cabluri de accelerație. Asta ce e aici? Un cablu de accelerație, aici, mai avem unul aici, vezi? Noi nouții, ăsta nici nu e desfăcut. Așa, ia să punem noi să dăm asta jos. Uite așa, am văzut, uite, preșurile astea le prins cu urmările. Uite așa. Astea alunecau la vale, cred. Și căzând la vale așa, el o prefera să le prindă pe vol șuruburi. Ia uite. Ia uite. A pus regips pe... pe aprilia. Așa. Hai să nu călcăm în ele. Ia uite ce le-a făcut aici.
Vă știți, băieți, mă, băieți. Dar cred că dacă au unit firele acolo, zic eu, mai mult ca sigur, dacă au unit alea, sigur i-a făcut un scurt, dar nu merg astea. Cum să ajungem noi la... Hai de capul meu, ce-a făcut băsește aici? Ia uite, a stricat șuruburile astea. Ăsta merge? Are cap? Da. Ăsta are? Da, nu prea are. Are. Ăla a mers. Ăsta e cam... Ia. L-am scos și pe ăla. Avem unul aici. L-am scos și pe ăsta. Încercăm mare cu sarea. Mai el pe aici. Uite așa. Unde mai are fratele meu? Asta e gata. Da. Aici avem tot aici, găsim noi. Uite asta. Uite ochelarii lui Darius. Nu ne mă ochei nimic, uite asta de aici. Ia. Pa. Ia merge pe asta. Ține, Darius. Așa. Dar uite, avem aici firele de la baterie. Aici le-a strâns și le-a făcut grămadă. Uite așa. Mai avem aici unul cu 8? Da. Unul cu 8, mai e aici. Hai de capul meu. Mai este unul tăiat. Și mai este o mufă. E aranjat pe linie. Hai de capul meu, ce e aici, frate. Ia uite, mai este unul înădat aici. Deci ce mosânceală i-a tras aici, uite ce fel e asta. Deci ce mai avem? Unul tăiat. Asta ce e? Asta e de la electromotor. Care și ăla a fost topit de la tobul pe desubt. Ia uite. Da. Ia să punem noi un pic plusul. Să punem noi un pic plusul, să vedem dacă avem vreun pic de... Ia stai întâi. Să vedem noi ce e aici. Unde e plusul? Plusul aici. Electromotorul e bun. Așa. Hai să vedem. Să vedem unde vine frate. Mare. Aici e bobina. Bobina. Da. Uite așa aici. Că... Lovesc mereu de stâlpul ăsta, am zis să-l scurg noi de aici. Așa.
Continuăm. Ce de la venit el cu el în căruță? Așa. Hai să dăm prima dată asta pe asta. Ce avem mai acolo? Tot la fel. Tai de capul meu ce e aici. Care mai ești? Care mai ești? Care mai poftești? Uite aici, trebuie să dai cu... Da. Să-i scoatem noi carinele. Uite așa. Vreau să scoatem și noi. Și stopul ăsta. Păi, toate, ca toate are bec, mă, dar... Trebuie și spălat ăsta și toate. Cum de-o rămas ăsta întreg? Dubios. Da? Da. Dubios cum de-o rămas întreg? Și din coace... Gata. Așa. Ce-a făcut? S-a închis, nu mai ies. Mai lăs așa. Ia să-i punem astea la loc, să nu intre cu noi pe aici. Așa. Băi, măcar aici nu s-a băgat nasul, frate. Pe la pompă, pe la vacuum, pe la carburator, văd că aici e intact, știi? Numai aici, la instalație, a avut probleme oamenii. Și la cablu de accelerație. Ia aici, ce s-a făcut? Aici are o... E nădit furtunul de la pompa de ulei. Da? Băi, băiatule. Băi, băiatule. Azi de mare vreo de ulei? Da. Nimic. Absolut nimic. Absolut nimic. Hai să vedem. Băi. Da, aici mai avea un fir de masă. Aici mai avea un fir de masă pe motor. Da. Așa. Nu.
Bă, dar chiar toată instalația asta s-a băgat, mă, băiatule. A? Chiar toată instalația asta s-a băgat. Uite ce e aici. Uite ce e aici, mă, dar risică. Da. De asta am scos eu asta de aici. Trebuie să le dăm de parte aici. Așa. Cine a mai rămas aici? Cine a mai rămas aici? Ei, ce... Asta e releul de încărcare, nu? Asta e releul de încărcare. Dar ce de eu... Asta nu e releul de încărcare, nu? Asta e releul de încărcare. Cu galben, cu asta, cu asta. Așa. De la bobină, negru și cu verde, da? Ia. Asta mă dumeresc. Că e... E prea îndrobodit. Deci noi căutam degeaba, pentru că cele de la contact le-au tăiat pe toate. Și acum ce faci? Cele de la contact le-au tăiat pe toate. Și astea sunt alea care ducea la contact. Da? Le-au tăiat pentru că nu aveau... Noi o să punem, să-i facem contactul la loc. Trebuie cumpărate altele? Hă? Trebuie cumpărate altele, să le pui din nou? Ce? Firele. Nu, mă, le punem aici la loc, le înnădim. Le izolăm. Trebuie să căutăm ceva ca să deschidem, să te blocăm în contactul. Dar... ce nu văd eu la ăsta? Ce? Are pompă vacuum aici, la pe rezervor. Da? Dar nu văd... Nu mă să dau astea într-o parte și pe astea. Chiar și astea să avem loc aici. De dispută. Uite așa, mă, băiatul. Asta nu avem nevoie deocamdată de el. Dacă nu-ți faci curat la locul de muncă, nu faci nimic. Bine. Așa. Băi, totuși zic că acum era bună o digresare totală, dar lasă-l. Lasă-l așa. Hai să ne mai uităm o dată. Deci un verde. Ăsta cred că vine pe aici pe undeva. Uite, avem aici un fir de masă. Vezi? Da. O mufă. O mufă care vine acolo. Asta-i cu doi pini. Asta cred că vine la un cric. Ceva. Întrerupea contactul. Undeva. Așa. Deci ăsta e masa la baterii. Nu văd. Și ăsta de aici, de la firul de la electromotor, trebuie izolat. Și am văzut că nu-i de la... Ia mă, Darius. Cum dă scânteii? Cum să dea scânteii, frate, dacă el are toate firele tăiate? Și ce a avut pe contact? A fost astea două. Care era? Ăsta parcă și cu ăsta, nu? Da.
Erau izola, erau. Dar n-au pus bine, că dacă s-au unit, s-au făcut, s-au topit. Tu îți dai seama? Nu, facem să deblocăm contactul ăsta cu ceva. Hai să-i caut, ok. Care tot la fel era bun, nu? Ce? Bobina. Inducție. Fișe. Noi, care le-am cumpărat eu. Așa. Iar o fișă. Așa, să căutăm o cheie. Cred că dincolo. Să... Ia ce am găsit eu. Am găsit un farfic. Nu merge. Opa. Ia, stai. Ei, nu merge. Încercăm invers. De cu asta. S-a auzit așa un tic, parcă. Da, asta am vrut eu să zic. Unde mă mai am un patent din ăsta? Uite-mă. Deci, uite, asta îmi trebuia mie. Aha. Am auzit, da. Zgârți martial. Nu vrem. Nici să-l forțez prea tare, mai bun. După poate... De ce a făcut cu cheia? A pierdut-o? Da, știu eu. Ia să încerc eu cu asta, mă, să îi fac o propunere. E prea groasă. Dar nu tot. Eu o leagă cu flexul. Nu știu. Îl popolizăm un pic. Puțin mai la distanță. Dacă merge, facem chei la comandă. De intrat, intră acum.
unde se intră mai bine. Sper că merge mai bine cu aia. Perfect. Până să rupi un pic butucul, mă, Darius. Mă, Darius. Cine știe așa, Darius? Cosmin. Darius. Vezi să nu rămână aia acum. Nu prea, mă. Hai de capul meu. Hai de capul. Băi, dar tu știi că eu aveam un contact de atireu? Care mergea așa, cu șurubenița. Și ce vrei să-i schimb contactul? Oare? Nu știu. Știi ce vreau să fac? I-am băgat mufa asta aici, la masă. Așa. Vreau să pun așa, să vedem dacă are scântei cu... Nu la baterii. Nu la baterii. Vreau să pun la... La asta. Să unesc feriile aici. Deci, care vineam? Ce ferie sunt unii? Vreau să desfac un pic aici. Nici n-ați vrea să mai desfac carema de aici. Ia să ce fire mai are aici. Dar de fapt toată mufa asta ducea aici. Portocaliu. Roșu și verde. Bă, nu, portocaliu. Verde și roșu. Asta va îngheala. E ruptă la mai în spate. Să-i juc cu ei chele asta. Asta-i chele de centaur. De ce? Centaur. Și roșu și alb are. Dar acum sunt prea multe. Păi da. Uite care e și albastru. Portocaliu. Albastru verde, uite ca aici. Așa. Și mai e unul. Da, uite că aici mai lipsește unul. Sau două. Vezi la găurică aia acum. Nu, ăsta... La care găurică, mă, Darius? Uite aici, unde, pe unde ies ăstea aici? Nu, alea șase goale. Da? Uite ăsta, mă, Darius, mai vine aici. Ah, da. Roșu cu negru. Cu care vine? Cu portocaliu. Oare facem masă acolo? Ia să încercăm așa. Gata, oare bateria... Bateria... Bujia asta o fi bună, oare? A? Nu știu. Tu mai ai altă bujie în afară de asta? Dar merge fără contact? Păi acolo i-am pus ăsta pe Darius. Ce-ai zis, Darius, că avem scânteie?
Am făcut scânteie? Parcă așa am văzut eu. Zic un mole acum una din asta. Eu mă uităm în telefon, în filmare și pe telefon prea se vede. O fi bună mă, oare? Așa scurt. De ce e așa scurt? Mânim o fișă aici. Câte văd eu aici, bobina asta e cu CDI incorporat, cred, și mai mult ca sigur, că altceva nu are, da? Și mai mult ca sigur trebuie să comand un releu din cărcare și o bobină din asta cu CDI, sigur de aici, dacă nu, e platou. Mai mult ca sigur. Dar o să controlăm și pe asta, să vedem, sau numai fișa, dar da, în mare parte cam așa o să fie. Adică am tras și uleacă aia, ușa, că vine mătușa, să ne vedem noi de treburile noastre. 12V 90 aici. Așa, aici ce avem? Aici sunt două verzi. Mic. Hai să mergem la fetele astea aici în față. Să vedem ce avem aici. Ia spunem noi. Verde, portocaliu, na. Aici? Ia, ăsta roșu, plusu, cu albastru, cu portocaliu. 12,84. Nu-i minus. Ăsta al altul? Deci nu ăsta. Astea două vin odată și asta cu asta 12,83, ceea ce avea și cu alaltul. Dar asta cu asta ia să vedem, asta cu asta nu are nimic, dar ăsta trebuie înseamnă și ăsta. Vezi, face scânteie aici. Înseamnă că ăsta e plus. Ăsta cu ăsta trebuie pus așa, cred. Și ăsta? I plus pe ce? Pe lumini? Posibil. Ia stai. Hai să vedem noi acum așa. Ia. Nu are scânteie. Nu are scânteie.
dacă îi punem plusul de la electromotor. Nu are. Nu are scânteie. Păi, dar nu știu. Ăsta nu are ce de ei, bă, băiatule. Eu nu văd ce de ei. Doar prin ăsta din încărcare? Zi-mă, Dariu, și tu. Ai zis că tu repari, tu îl strici. Păi da, da. Și... Păi da, dar ce e? Eu știam că are CD dacă îl facem. Păi și ce facem în situația asta? Păi faci tu de data asta și la următorul. Deci să-i punem noi firul ăsta aici, papucul ăsta din masă, nu? Din motor. Unde-i mă gaură? Așa. Ia. Mamă, ce trage motorul. Așa. Nu are scânteie. Nu are scânteie. Nu are scânteie. Ăsta am impresia că duce prin contact pe aici, pe la buton. Fani. 10. Prin contactul de la buton. Sunt curios care duce la contactul din buton. Da. Ia să vedem noi invers. Astea cu astea. Pentru că și ăsta e un plus albastru. Mai bun. Dar ăsta cu ăsta? Ia mă. Punem pe ăsta cu ăsta. 0-0. 0-0 pentru Darius. Ăsta are 12,81 și ăsta la tu 12,82. Dacă punem pe ăsta cu ăsta, nu e bun. Nu e bun, ăsta e doar impuls, cred, de la buton. Pentru pornire, nu mult ca sigur, cred. Intuiția mea zic eu că nu mă lasă. Da? S-a deblocat și electromotorul după, adică se bagă Bendix-ul pe... Ce-a făcut scânteie? Ce? A făcut scânteie. Nu mă, dar... Mamă, ce viteză are din vârte. Dar ioc scânteie. Știi ce înseamnă ioc? Ia uite ce compresie are, fii atent, dacă pun degetul și dă-l asta. Vezi? Compresia e bună, zice că i-a schimbat setul. Acum depinde cum i-a băgat și segmenții. Și cum a găsit segmenții la ăla ultimul, unul invers, unul rupt, unul mai mic, unul mai mare. Da, hai să lăsăm așa deocamdată, scoatem plusul. Și să vedem, să ne uităm pe un review ceva, să vedem la ăsta are CDI, nu are. Nu știu, frate, cum e posibil să nu aibă CDI la ăsta în doi timpi? Păi, el la altul abia CDI. Hai mă, să ne uităm înapoi. Cam atât cu acest episod, dar eu s-a terminat scuterul, care el a zis că face, drept el.
Da. Numai cu bormașina îl lucra la început. Și după aia gata. Hai, pa. Pa, pa. Ne auzim. Când ne vedem. Da. Pa, pa. Cu el. Pa, pa.